În primul weekend la deschiderea sezonului estival din acest an, în complexul de acrement Moldova, 100 de romașcani au ales să meargă la Ștrand, conform declarațiilor făcute de autoritățile locale. Acestea au în considerare că anul viitor zilele municipiului român să se țină în Ștrand, pentru a se evita blocarea traficului pe centru și a se diminua disconfortul romașcanilor care locuiesc pe bulevardul Roman Mușat. În urma deschiderii complexului Moldova, am stabilit ca de anul viitor să avem o altă locație pentru zilele municipiului Roman, mai ales că e o zonă foarte generoasă și modernizată. Și în spatele scenii, acolo unde vom organiza teatru de vară și cinema de vară în complexul Moldova, avem loc destul de mare pentru a face zilele municipiului Roman. Ca să rămână ca o singură sărbătoare Revelionul, unde este deja consacrat și obișnuit și în toate orașele se întâmplă. Primarul Laurențiu Leoreanu spune că se va supune dorinței majorității romașcanilor. În toate orașele din Europa, zilele orașului se desfășoară în centrul orașului. Am fost la Tilt în Belgia, zilele orașului în centrul orașului, blocat tot, schimbat pentru o săptămână traseile autobuzelor, a troleilor, deci modificat transportul urban, închis străzile. Este o bucurie. Lumea așteaptă să-și trăiască cu bucurie zilele municipiului Roman. Dar dacă se dorește într-o altă locație, așa cum am spus, eu nu sunt surd la solicitările romașcanilor mei și chiar am propus și o astfel de variantă. Și putem într-un an să facem acolo și pe urmă împreună să decidem. Fraților, cum vă place? Cum e mai bine? Pentru că eu sunt pe post de edil, de om care să asculte propunerile oamenilor. Primarul Laurențiu Leoreanu anunța faptul că lucrările care s-au mai efectuat în zona de picnic de anul trecut și până acum nu sunt suplimentare, cele fac parte din proiect pe aceleași sume din contract. Anul acesta romașcanii vor avea acces la o pistă de role moderne, dar și la un amfiteatru în aer liber care așteaptă un investitor. De asemenea, proprietarul terenurilor de tenis de la intrarea în complex amenajează acum din banii săi o pistă pentru bowling.